Așadar, continuăm, dragilor, pentru că nu m-am putut lua întrerupe. Deci, povestea este așa. Se ne întoarce în Sfânia la discuția care am vorbit-o. Deci, ce spuneam? Că am fost obligați să luăm cu tipul de trei. Am scos pe trei în factor comun. Și acum, caul ăsta aleargă. 0, 1, 2, 3. Și întrebarea era, până când? Până când? Cine mă oprește? Este condiția a doua, 5 ori x plus 1 mai mic decât 245. Da? 5 ori x plus 1 mai mic decât 245. Și atunci am venit și am înlocuit pe x-ul ăsta care e 3k. N-am înlocuit și am văzut 5 ori 3k, 15k plus 1 mai mic decât 245. Care înseamnă? Pe unul l-am dus în partea cealaltă și pe rost 244, da? A rămas 15 ori K mai mic decât 244. Și iată, hai să vedem ce K poate să fie. K 0, 1, 2, 3 și se menține inegalitatea până când ajungem la cine? La K egal cu 16. 17 numai. Acest lucru este spectaculos pentru că mă întorc la varianta lui X, înlocuind pe K, pe rând cu 0, 1, 2, 3, 16, îmi furnizează X și aceștia, și aceștia sunt valorile pe care le căutam. Da. Unde ți s-a părut ții momentul cel mai frumos al X-ului, în discuții care au urcat? Când l-am găsit pe X egal cu 3 ori K. Deci, moment important. X-ul multiplicat de 3. Cine ne-a dirijat acolo? Care a fost lucrul spectaculos? Cine ne împinge spre ideea asta? Faptul că vedem aici ca o sumă de două numere și primul este deja multiplu de 3, însă ce bine ar fi ca și X-ul să fie multiplu de 3, să putem scoate în factor comun pe 3. Deci, ăsta e motivul pentru care lucrurile decurg în sensul ăsta. De acord, da? Și așa, am aflat că X-ul de forma asta, 3K, și fiindcă nu poate opri nimeni, ca poate să lucreze pătrat. Cine îl oprește? Condiția. Ne ducem cu X-ul ăsta de forma 3K și ne locuim. Și atunci apare că 15 care mai mic decât 244 și ca îi dăm drumul. 0, 1, 2, 3 până la 16. De acord? A fost un gest frumos? Da. Frumos. Interesant. Foarte interesant. Deci atenție, ne spunem prietenilor noștri ce se facă, să dea like și share odată și încă o dată le comunicăm ideea că trebuie înțeles bine greșițiul. Deci intrăm în intimitatea lui, înțelegem conținutul, facem pași timizi, dar siguri, încercăm, tatărăm, vedem și tot ne ducem înaproape, nu? După găsirea acestor X, se părea ție că parcă am mers cam repede și că vor fi buni, nu? Că aceștia ne-am mai tatărat pe toți, dar au simțit că sunt cei deștepți. Pentru că tot timpul mă păstream în mic de 244, ei erau un tip de 35, 50, 45, nu știu ce acolo, mic și acestea, deci sunt cei așteptați de mine. Ei bine, toată povestea asta, în asta a păzat exercițiul acesta. Dă numai exercițiul, te rog. Dar să rămâne să te gândești tu, dacă n-ar fi fost aici pătrat, dacă n-ar fi fost multiplu de 3, deci ar fi dat la împărțire, deci dacă n-ar fi fost multiplul de 3, cum am fi procedat? Asta e rămâne chestie. Și pentru prietenii noștri, dragilor, urmează să gândiți și chestia asta. Dacă n-ar fi fost multiplul de 3, ar fi dat la împărțirea la 3, restul 1 sau 2. Ar fi fost 3 oriceva, plus restul 1 sau 2. Ce X am fi căutat atunci? Asta e povestea. Da? Deci, iată, de fiecare dată când facem o problemă, găsim resurse pentru a compune o altă problemă.
Deci, noi suntem atât de atenți, încât, uite, ieșitul ăsta în papir mă stimulează să-l fac și la clasa a 7-a, a 8-a. Pentru că noi facem acea matematică creativă. Nu ne mulțumim doar să facem un ieșiță, ci ne întrebăm, ăsta ce a spus acolo? Care este ideea? Am stat aseară de vorbă cu fiica mea din spate și îmi povestea. Tu ai văzut bine fuțica mea? Da, ai văzut. Ai totuși în realitate din spate? Da, atunci. Când nu veni să te rămâne. Așa. Așa. Și îmi povestea că una dintre problemele mele, în clasa 1, una dintre problemele care mi s-au părut foarte interesant, a fost aceea de a scrie toate numerele cu patru posibile, cu patru cifre la dispoziție. Deci am numere de tipuri. Deci ai cifrele 2, 3, 7, 9, să zic așa. Să scrii toate numele de câte 3 cifre posibile, distinte, nu 2, 2, 2, 2. Da? Nu ăsta. Să scrii toate numele posibile de câte 3 cifre. O propusă unui copil din clasa 1. Da? Deci foarte tare, foarte interesant. Problema asta se duce în categoria problemă de clasa 10. E o problemă din numărul clasică. Dar iată cum ar coborâ cu mine pentru a încerca să vadă cam care este nivelul. Asta fac americanii. La nivel de IQ, să vadă cât de mulți copii sunt, cât de inteligenți sunt. Da? Și atunci am spus că așa. Ori de câte ori mă găsește problemele acestea, să mi le trimită și aici la Prof Online le vom face gândul lui nepoțica mea, răspunsuri de în limbajul propriu online. Asta nu în engleză, în cel caz în engleză să fac asta. Așa. Deci, să zice pe să considerăm suma egal cu... Deci fie yes, egal cu... 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 1 din 8 plus 2 la 2 din 4 arătați că suma se divide la 5 și la 7. Da? Arătați. Yes, se divide la 5 și, tot așa de bine, yes, se divide la 7. Deci la 5 și la 7. Da. Să nu mă pui să calculez suma asta, că mă sperie. Nu, dar noi știm că dacă un număr se divide la 5, dacă are ultima cifră 0 sau 5. Corect. Da, ca să... Ar trebui să aflu ultima cifră asta, vreau să aflu. Da, și eu mă gândesc că putem da un factor comun pe 2, adică pe 2 la 2 îl scriem ca 2 la 1 plus... 2 la 1 ori 2 la 1 eventual. Da. Plus 2 la 3 plus 2 la 2. Ah, vrei să dăm un 2 la un cap la altul. Da. Da. Dar la ce ne-am ajutat? Am putea spune că se divide la 2. Da. Scoțim pe 2 în factor, putem spune că se divide la 2. E tot asta. Dar noi avem pe 5. Eu merg cu mâna ta, scot pe 2 în factor. Bine, mergem așa. Deci ies, e la 2. 2 pe lângă. Spune-te, rog. Pe lângă, 2 la 3. Nu mai sunt de la 3, l-am scos. A rămas 1 aici. A, 1. E bani la aceea. Da. E 2 ori 1. Da. Plus. Plus. 2 la 1. Plus. 2 la 2. 2 la 2. Plus. Plus 2 la 3. Plus 1 pe 3. Plus 2 la 3.
plus 2 la 2003. Corect. Și cam atât, da? Da. Din toată povestea asta putem spune că se divide sigur la doi. Da. Că-i doi ori. Da. Dar și putem scoate și de acolo un 5 sau... De unde se iasă 5, Ștefania? De unde se iasă 5? Pe 1 cu 2 la 2, ați mai ieșit. 5, excelent! Și tot la, pe 2 la 1 cu 2 la 3. Doar 5. Că scoatem un 2 în factor și rămâne 1 cu 2 la 2. 5. Deci este o idee îndrăznită de tot. Îmi place foarte tare. Deci pe ei se grupăm de la distanță 2 câte 2. Până acum făceam așa. Pe primii dădeam un factor, în următor dădeam un factor mai sare pe, din 2 în 2. Da. Dragilor, este prima zi, prima dată că facem chestia asta. Da. N-am făcut niciodată așa ceva. Vezi ce minunat este? Deci la matematică nu poți să mergi pe șabloane. Și trebuie să ai momentul acela de inspirație ca să poți să duci Hristos la capăt. Așadar, aici se află, hai să vedem câțiva mai mulți, așa să-i vedem în desfășurare. Să scrii și pe ultimii cu parte din ei. Zicem așa, egal cu 2, pe lângă 1 plus 1 plus 2, la 1 plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5, plus să mai facă puncte, plus 2 la 2003, 2 la 2003, s-ar afla în fața lui 2 la 2003, cine? Ștefania, te rog să mă ajuți. 2 la 2003. 2 la 3 la 2002, în fața acestuia s-ar afla 2 la 2001. 2 la 2001. Și în fața asta s-ar afla 2 la 2000. 2 la 2000. Bun. Plus puncte, puncte. Da? Ștefania, plus puncte, puncte. Da. Foarte tare. Acum, noi am spus așa, cum să zicem, egal cu 2 pe lângă. Facem echipe ca să vadă tot omul. Deci, 1 plus 2 la 2. O primă echipă. Nu plus 2 la 2. Da. Plus. Plus. Între 2 la 1 și 2 la 3, scoatem un factor comun pe cine? Pe 2 la 3. Corect. 2 la 1. Și zicem 2 pe lângă 1 plus 2 la 2. E bine? Da. Că am spus un 2 factor. Plus. Între 2 la 4. Vezi pe aici, că i-am mai pus la pe aici la 4. Luăm pe 2 la 4 și cu cine se luăm 2 la 2? 2 la 6. Și spate pe cine? De 2 la 4 și 2 la 6. 2 la 4. Exact. 2 la 4. Adică 1 plus 2 la 2 până la 6. E bine? Da. Plus așa mai departe, plus puncte. Hai să ne închipuim că am ajuns la ultimii 4. Ne uităm la 2000, la 2 la 2000. Da? Da. 2 la 2000, cu 2 la 2002. Da, am o întrebare. De unde știm că o să fie așa? Și nu o să rămâne, de exemplu, 2 la 2003. Singur. Singur, da. Gata, mă, asta e durerea mare. Deci, Ștefania, ai venit cu întrebarea asta atât de dură, încât în clipa asta m-ai supus unui, m
moment de șoc. Pentru că tu ai dreptate. Mi se pare foarte clar. Dacă ar fi din 4 în 4 până la capăt, da, atunci e deșteaptă ideea noastră. Că e grupări besărite, besărite așa. Da. Și e foarte deșteaptă. Am grupat până aici, grupăm pentru următorul echipaj și așa mai departe. Deci trebuie să arăt că de la zero, că aici e ca și cum ar fi de la zero aici, da? Da. Până la 2003, sunt un multiplu de 4. De ce un multiplu de 4? Că am trebuit să am echipaje din 4 în 4 ca să nu iese mie, da, să fie reușit asta. Da. Așa este cea mai tare întrebare care mi-a pus-o pe ziua de azi. Cea mai tare. Atenție, dragilor, așa trebuie venit. Deci, observați, Ștefania m-a sancționat acum foarte dur. Foarte dur, pentru că a spus, bun, termin, proful e online, termin așa câte 4. Îți iei echipajul celălalt de 4 și sare așa, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta. Dar cum știu eu că până la capăt vei avea șansa asta? Scurt, nu? Foarte tare. Răspundem. Noi avem de la cine? De la 0, că e 0, 1, 2, 3, până la, până aici câți termeni sunt, Ștefania? Până la, la 5, cred că suntem în număr impar. Da. Cât sunt până la 5, la 0? Sunt 6, nu? Da. Bun. De la 0 până la 8. Nu de la 0 până la 7. De la 0 până la 7. 8 termeni. Deci de la 0 la 7 sunt 8 termeni. Foarte bine. De la 0 până la 2003? 2004. 2004 termeni. 2004. Dacă se împarcă la 4 exact, sunt cel mai fericit. Ca să-ți răspund ție, că m-ai dat cu fundul de pământ acum cu întrebarea asta ta. Deci, 4 20 egal cu 5, ori 4 20. Da? Da. 0, 0, 4 în 4. O da, 501. A mers exact. Da. Mai cu ceva să-ți spui acum? Da. Nu. Deci, suntem prieteni de la întrebarea asta. Perfect. Dar, repet, mi-ai pus o întrebare foarte tare. Foarte tare. Concluzia este că putem continua acum, mă duc la ultimul echipaj. Și acum, numai ce spune, este ultimul echipaj de 4. Da? La ultimul echipaj de 4. Și între 2002, între 2 la 2000 și 2 la 2002, pe cine scot de fapt de locul? Pe 2 la 2000. 2 la 2000. 2 la 2000. Pe lângă 1, 2 la 2. 2 la 2. Și plus Ștefania. Plus 2 la 2002. 2 la 2001. Că asta este un echipaj. Da. 2 la 2001. Pe lângă 1 plus 2 la 2. Pe lângă 1 plus 2 la 2. Și ce e parte de ce s-a primat cu și egal cu 2, pe lângă ce faci? Pe lângă. 2 pe lângă. A, 5. 5 plus. Plus 2. 2 la 5. 2 la 5. 2 la 4 ori 5 plus 8 puncte. Plus. Plus 2 la 2000. Da. Ori 5. Ori 5. Plus 2 la 2001. 2 la 2001. Ori 5. Ori 5. Superb. Și cam mai departe, ce crezi că putem face acum? Da, nu fac doar cu multe 5. Dăm factor comun 5 la un cap la altul, da? Deci egal cu 2 la 5. 5. Pe lângă. 2 plus. Nu, 2 la 5 pe lângă. A, 1. Așa! Grijă multe. 1 la 1. 1 plus. 2 plus 2 la 4 plus puncte puncte. 2 la 2. Plus 2 la 2. De la 2001. Și având pe 5 în față, rezultă că ies, deci rezultă că ies acum, iese divide la 5. Terminat de aici.
este cel mai frumos exercițiu care am făcut în ultima perioadă. Că totdeauna eram tentat să grupăm așa câte doi, câte trei, acolo să ne iasă jocul. Dar acum a fost tare de tot, pentru că a trebuit să facem jocul ăsta. Bun. Hai să ne întoarcem la suma. Ies cu 5 ani terminat-o, nu? Da. Acum să arătăm că suma asta se parte și la cine? La 7. La 7. Sunt foarte curios, dar foarte curios mâine la clasă câți dintre colegii tăi au avut tema asta făcută. Bănuiești câți? Poate chiar numai tu. Așa ne înțelege, pentru că este cu adevărat un ministru frumos. Dacă nu are nicio indicație, Ștefania, dacă nu are nicio indicație, acesta este un ministru de câte stele mele dată? De unde de acolo? De două. Cum mai de două nu se poate? Așa de frumos. Foarte tare, foarte tare. Oricum am entuziasmat eu așa, nu știu că n-am să știu. Dar hai să ne facem în suma ies. Ies egal cu asta de aici, Ștefania. Și să arătăm că se divide acum la 7. Cum facem noi pentru 7? Ștergem paranghezile astea care au fost pentru început. Păi grupăm câte 3. Perfect. Pentru că se zice la a doua face 4 și cu 2. 6. 6 și 1 și 7. Asta. 3 și 3 cu la capăt. Hai să-i dăm. Deci va fi egal cu... Va fi egal cu 2. Pe lângă. Prima echipă. 1 plus 2. Așa. Plus. Următorul echipaj va fi 2 la 3, 2 la 4. 2 la a 5-a. Și ce scoate din echipajul ăsta de 3? 2 la 3. Iarăși, plus 2 la 3 la pe lângă. Pe lângă 1. Așa, 1 plus 2. Plus 2 la 2. Plus. 2 la a 6-a. Deci 2 la a 6-a. Pe lângă. 1 plus 2 la a 3 plus 2 la 2. Foarte bine, 2 la a 2. Și plus puncte. Ultimul echipaj de 3. Tot de 3 și acum aștept, sper nu că întrebarea aceea care mă jenează. Da, vreau să vă pun. Era pregătit acum. Da. Sigur că mă nu știu ce așteptat. Nu mi-aș fi dorit-o, dar să zicem că este. Să zicem că este. Și trebuie să o justificăm. Da. Deci ultimii 3 sunt 2 la 2003, 2 la 2002 și 2 la 2001. Da. Așadar, scoatem din 2 la 2001, cel mai mic. Da. Deci 2 la puterea 2001, pe lângă... Pe lângă 1, plus 2 la 3, plus 2 la 2. Plus 2 la 2. M-aș fi așteptat să spui și chestia asta. Sunt de o frumusețe rară. Nu observ că noi suntem entuziasmați. Da? Este o chestie foarte tare. Așa. Egal mai departe cu... Egal cu 2 pe lângă. Egal cu 2 pe lângă. Aici am făcut cât? 7. Plus? Plus 2 la a 3 ori 7. Așa. Plus 2 la 6 ori 7, plus puncte puncte, da. Plus 2 la 2 1, ori 7. Ori 7. Și este cam de parte, putem iată... Acum dăm un factor comun pe 7 și vine... Sigur că da. 2 ori 7 pe lângă 2 la 1. Așa. 1 plus 2 la 3, plus 2 la 6, plus puncte puncte, plus 2 la 2 1. Exact. Și acum suma... Să vede că suma ies, deci tot că ies, se divide la 7, pentru că avem factorul 7. Da. Nu am discuții. Dar nu pot ocoli întrebarea, că o simt pe buzele tale și spui, tu mă aștept acum să vezi dacă mă întorc sau nu. Da.
N-am cum să mă întorc. Pentru că, pentru toată lumea, este clar un lucru. Dacă din 3 în 3, ultimul echipaj este ăsta. Dacă rămân numai doi, sau numai unul, mai poți să scoate în factor comun, nu mai poți seama. Deci neapărat trebuie să spunem că numărul de termeni se împarte exact la 3. Da. Deci trebuie să spun că am un multiplu de 3. Da. E, câți termeni sunt în total de la 1 până la 2003? 2004. 2004? Da. Data trecută am arătat că avea nevoie de echipaj de 4. Da. Sunt păsa 4. Da. Trebuie să arăt că 2004 se divide și la 3. 3. Asta e povestea mea. Da. Deci trebuie arătat. Că 2004 se divide la 3. Altfel, tu pleci acasă tristă. Să spui că am pășit peste întrebarea ta, fiindcă nu ți-am răspuns și nu-i mărit. Ia să vedem, 2004 se împarte la 3? Nu trebuie să facem pățile exacte. Când o număr se împarte la 3? Când suma cifrelor se... Da. Terminat. Da, a spus pe Fanina. Și știi de ce vreau? Pentru că 2 plus 0 plus 0, nu? 2 plus 4 se împarte exact la 3. Ea nu face împărțire efectiv, pentru că are niciun rost. Așadar, se împarte și la 3, se împarte și la 4, se împarte exact la 12. Dacă vreți să spunem mai multe despre asta. Deci se împarte exact la 12. Așa că am răspuns frumos, interesant la aceste greșițe. Din nou, ce m-a surprins este grupajul dinainte. De câte 4, care nu se face gruparea oricum. Primul cu al treilea, al doilea cu al patrulea. Și ea, de câte 4, și-am atac să faci la 4. Și-am atac să faci și la 3. Și-am făcut de greșițe ăsta. Superbe greșiție. Superbe. Din nou, știi bine, nu ne îndepărtăm. Vreau să spui unde ți-a plăcut și aceste greșiți. Cel mai tare. Când a trebuit pe grupă. Atât la prima a fost spectacul, da. 5 ori am să vedea. Că în majoritatea cazurilor ne facem grupajul, deci în majoritatea cazurilor ne facem grupajul, așa cum ai văzut, consecutiv. Fie câte primi 2, fie primi 3, dar nu se sară așa. Este pentru prima dată. La început să zic, n-am văzut. Da. Mai simțit că sunt în stare de șoc. Nu, cum, dar și nu mă părăște? Doar. Ai văzut că eram așa nedumerit? Ți-am zis, 5 și mă fac acum 5, de unde se văd eu asta? Și bunul Dumnezeu m-a ajutat și am văzut repede că s-a de data asta. Dar e pentru că nu ar mai minte minte asta. Nici nu se putea face emisiunea asta. Deci nu există altă variantă, adică sărit. Și acum mă gândesc la o șmecherie care se sară primul al treilea, al cincilea. Deci primul, al treilea, al cincilea. Să fie câte trei, câte trei, și așa. Ce știu eu, dă un număr foarte tare. Niciodată nu obosesc gândindu-mă la altceva. La un ești mai frumos. Nu am făcut asta. Deci pe când la un ești care te impresionează, încerci să găsești un altul mai interesant, mai frumos. Ai un alt ești de făcut, nu? Da, mai mult. Mai e unul. Hai să facem mai bine. Da, aici nu știu cum adică e bani asta. Cum? Este? Nu știu cum îl citesc. Ia să vedem. Asta.
20, 3 divide 6a plus 9b plus 15c și 5 divide. 3 este un divizor al sumei acelea și 5a lui 10abc. Așa că, așa trebuie văzut. Ia să mă spui tu acum. Arătați că 3 divide 6a plus... Deci arătați că 3 divide pe... pe 6a plus 9b plus 15c. Deci 3 divide pe 9a plus... Plus 6A. Era 6A înainte, da. 6A, nu, da? Da. 6A. Plus 9B. 9B. Plus 15 C. Da. Și C îl divide pe 10 ABC. Și 5. 5. Și 5. 5 divide... 10 ABC. 10 ABC. A, B, C. A, B, C, nu? Da. 10 A ori B ori C. Pentru orice numere naturale A, B, C. Oricare ar fi A, B, C, numere naturale. Ștefania, sunt două lucruri aici. Deci, trei divide totdeauna pe, nu numai pe 6, autorul aici ne-a fost dată de drăguț, divide așa, toată suma asta. Hai să vinem în completare și să spunem că la asta s-o fi referit în clipa în care făcut exercițiul. Deci, să arătăm că 3 divide pe 6, A plus 9, B plus 15, C, indiferent ce numere locuim noi pe A, B și C acolo. Ce înseamnă 3 divide 3? Este un divizor. Adică numărul care rezultă aici, da, se împarte exact la 3. Asta vreau să spun. Da, și... Deci, a spune că 3, hai să răstămăcim, 3 divide pe 6A plus 9B plus 15C este echivalent, a spune treaba asta, este echivalent cu a spune că 6A plus 9B plus 15C se divide, descrierea noastră este identică, se divide la 3. Cum ai crede că faci asta? Păi adunăm 6 cu 9 și cu... Nu poți că să-ți merge să-ți spere. Din ce știm, s-ar divide dacă cumva îmi putea visez acum. Dacă aș scoate în 3 factori. Păi și putea. Și putea. Da. Da? Deci, asta dacă și numai dacă, iată, scot din... 7. Scot pe factor cum pe cine? Pe 3. 3 pe lângă. 3 ce pe lângă? Lângă 2 ori A. 2 ori A. Plus? Plus... 3 ori B. 3 ori B. Plus? Plus 5 ori C. Ăsta se divide la 3, oricare ar fi A, B și C. Da. Indiferent, am făcut 3 în factor, 3 oriceva, se divide la 3, e multiplu de 3, termen de ieși. Da. Se vede și la celălalt. Deci, 5 divide 10 A, B, C, 10 ori A, ori C. Dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, 10 ABC se divide la 5. Păstăm în 5. Da? Scriem echivalent. 10 ori A ori B ori C se divide la 5. Ce părere ai? Se divide. Păi, ca să... Da. Pentru că 10 se arată cine? 2 ori 5. Corect. Echivalent. Să spui 5 ori 2 ori A, B, C se divide la 5
Pentru că e factorul 5. Da. Da, adevărat. Să nu mai zici. Aici n-a fost greu. Știi ce a fost alt autor? Dacă tu înțelegi ce înseamnă simbolul ăsta. Crei este o divizoră a sumei întregi. Sau altfel spus, suma toată sau numărul din dreapta se divide exact la 3. Asta a fost toată. Deci a fost vorba de interpretare, pur și simplu. Aici m-a simțit foarte ușor, largul meu. Că n-am avut decât să-ți arăt ce înseamnă că divide. Una, doi îl divide pe cine? Pe 8. Doi este un divizor al 8. Că se face 8 împărțit la 2, se face exact, nu? Nu de rest. Dar 2 îl divide pe 9? Nu. Nu, pentru că 9 nu se bate exact la 2. Deci 2 nu e divizor al 9. Asta, 2 îl divide pe 11? Nu. Nu este un divizor al 11, fiindcă 11 nu se bate exact la 2. Iată că ne-am apropiat de sfârșit, mai ceva? De întrebat, nu? Care este, să facem sinteza orei? Sinteza orei. Ce? Dacă vă ții foarte tare, foarte bine. De revistă, trece în revistă, te rog, din studie peste chei și ții, ca să poți să faci sinteza asta. Păi, a fost exercițiul la... Comanda făcută de elevul din clasa 5-a. Da. Ce ți-a făcut acolo? L-am dat pe 11, pe lângă A plus B. Deci a fost scrierea desfășurată a unui număr. Da. Și scoaterea în factor comun al lui 11. Da. Iar și pătrate perfecte, nu? Da. Deci hai să spunem că aici am avut scrierea desfășurată a numărului A, B plus B, A, egal cu 11, A plus B. Și am avut aici că A plus B, acest N, numărul N, pătrat perfect, N pătrat perfect, dacă și numai dacă, A plus B egal cu 11. S-a prezentat din variante. Al doilea greșit. Era când a pus 3 ori K. Determinarea lui sunt niște condiții date. Da, da. De mult am. Determinarea unei necunoscute în două condiții date. Adică care au fost cele două condiții? 4362 plus X se divide la 3. 4362 plus X. Să se divide la 3. Da, să se divide la 3 și 5 ori X plus 1. 5 ori X plus 1. Să fie mai mic sau egal decât 245. Mai mic egal decât 245. Foarte interesant a fost și acesta. Apoi. Apoi am avut exact suma. Calculul sumei acelea care se divide la... Se divide la 5 la 7. Așa. Suma ies egal cu 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 2 plus 1 plus 2 la 3 la 2003 parte, 2 la 2003, să se divide la 5 și să se divide pe urmă la 5 și la 7. Aici am fost noi foarte încântați de inițiativa aceea. Și altă, următoarea. A mai fost, mă rog, o sumă acum. A, există asta, vreau să spun, nu? A, și există. Așa. Deci, probleme de divizori. Divizori. Și multipli unui număr. Multipli unui număr. Da. Ne-am simțit din nou la anul nostru. A fost încă o zi frumoasă. Să le spunem prietenilor noștri la revedere și... Dați like și share. Asta e foarte important. Să nu uite să dea like și share. La revedere!